Investire în funcție cu scandal la prefectura Sibiu. Marți seara au fost înscăunați cei doi noi reprezentanți ai guvernului în teritoriu. Declarațiile proaspătului prefect Ovidiu Siter le-au făcut mare vârvă în politica locală. Reprezentanții PDL Sibiu nu au lăsat netaxate acuzele proaspătului numit în funcție și au spus că vor solicita public demisia acestuia. În replică, prefectul a spus că nu a făcut altceva decât să susțină drepturile cetățenilor. Marți seara au depus jurământul cei doi numiți în funcție la cele mai înalte scaune ale prefecturii sibiene. Șef la instituția ce reprezintă guvernul în teritoriu a fost numit Ovidiu Siterli, iar în funcția de subprefect a fost Mircea Crețu. Cei doi și-au depus jurământul. După depunerea jurământului de investire, cei doi au susținut și un mic discurs. Cel al proaspătului înscăunat în funcția de prefect i-a pus însă pe jar pe reprezentanții PDL-ului. Momentul în care prefectul a adus aminte de protestele din iarnă a încins cu adevărat spiritele, iar reacțiile nu au încetat să apară. Miercuri dimineață, deputatul Cornel Știrbeț a arătat profund mulțumit de declarațiile prefectului și a declarat că va cere primului ministru demisia publică a proaspătului numit în funcția de prefect. Cine este actualul prefect care spune că partidul a venit la prefectură ca să facă democrație? Trebuie să-i spun că el nu merge acolo să facă democrație. El nu are treabă cu democrația. El are treabă cu legalitatea, nu cu democrația. Nu are probleme cu manifestările de stradă care au avut loc și la care a participat el, Cindrea, Suditu și Langa. Și acum vine și spune că în ședința de instalare că este... într-o situație în care trebuie să facă ordine și să reinstaureze democrația. Nu este rolul lui, nu s-a întâmplat niciodată după 2008. Vă rog să vă amintiți, ca un prefect în funcție, la instalare sau în funcție pe perioada exercitării funcției, să facă un atac politic de asemenea anvergură la adresa opoziției. Este inadmisibil o asemenea atitudine și mai ales la instalarea lui în funcție de prefect. Acest om este un impostor. Nu se poate ca, având calitate de jurist, fiind funcționar public, știind că această calitate de prefect este ocupată de un alt funcționar public, el să se manifeste ca un politruc care nu se ridică deasupra nivelului lui Langa și Suditu. De fapt, el este o pupilă a lui Cindrea. Este o pupilă a hidoasei coaliții care s-a instalat la guvernarea României și la Sibiu. În replică, actualul prefect a ținut să menționeze că, din punctul său de vedere, nu a greșit cu absolut nimic nici atunci când a declarat ceea ce a declarat și nici în iarnă când s-a numărat printre protestatarii de la Sibiu. Mi se cere demisia de către anumite persoane. Ce vreau să spun, că discursul meu nu a cerut decât și nu vreau să subliniez decât că vreau ca să se respecte legea în toate instituțiile publice, să avem un respect față de cetățean. Cetățeanul este cel care trebuie să
fie respectat de fiecare instituție publică. Trebuie neapărat să avem în vedere că orice instituție publică iese în așteptarea cetățeanului, iar faptul că am cerut respectarea legalității și instaurarea principiului constituțional că nimeni nu este mai presus de lege, democrația trebuie să existe în statul acesta, trebuie să avem un stat de drept funcțional, fără sincope, fără politizarea instituțiilor. Din punctul meu de vedere, această cerere de demisie sfidează așteptările cetățeanului. Sfidează cetățeanul pentru că nu am cerut nimic altceva decât instaurarea legalității și respectarea principiilor democratice. Comentariul dumneavoastră legat de manifestații. În ce privește manifestația de stradă sau manifestațiile de stradă, în ce privește manifestațiile de stradă, acestea au fost niște manifestații ale cetățenilor care au simțit că statul de drept este în pericol. Au strigat democrație și libertate. Nu au cerut revendicări personale, ci numai au solicitat autorităților ca statul de drept să existe și să funcționeze și fără derapaje în ceea ce privește funcționarea acestuia. În cazul în care deputatul Știrbeț vă aduce demersul până la capăt și vă cere demisia în scris premierului Ponta, credeți că o veți fi demis? În ce privește cererea deputatului Știrbeț, nu vreau să discut. În instituția prefectului nu se face politică și nu am de gând să fac politică. Premierul vă va demite. Aici este decizia premierului și însă va analiza și va proceda în consecință.